Conform ordinului Ministrului Sănătății, unitățile medicale în care contractele de administrare ale unor funcții de conducere au expirat, acestea trebuie scoase la concurs. La Spitalul Municipal de Urgență din Roman, în luna martie, va expira acest document, așa că, în conformitate cu legea, managerul spitalului, doctorița Maria Andrici, a fixat ca data examenului pentru posturile respective ziua de 27 februarie. Vă dați seama că nu pot eu acum să împiedic pe cineva să se înscrie sau să nu se înscrie. Eu sunt convins că eu pot lucra cu oricare dintre aceste persoane care se vor înscrie și care vor participa și care vor câștiga. Nu este în atributul meu să mă pronunț acum dacă o persoană e mai bună sau nu. Pe mine mă interesează ca persoana care vine să colaboreze foarte bine cu Primăria Municipiului Roman, atât pe partea administrativă, dar cât cel mai important pentru creșterea actului medical. Cred eu că aceasta trebuie să fie provocarea celor care se vor înscrie la acest concurs și trebuie să respecte legea și pacienții. Dar de ce au fost scoase la concurs? La fiecare 3 ani expiră mandatul. Primarul municipiului a asigurat presa că aceste funcții nu vor fi politizate, susținând chiar că nu prea este mare înghesuială pentru ocuparea acestora. Nu văd ce legătură are formațiunea politică cu un post scos la concurs și la care, până la urmă, fiecare e liber să înscrie. Și să știți că aceste posturi de conducere nu sunt neapărat atractive. Nu știu dacă ați observat că medicii, celălalt personal, e mult mai bine salarizat și fără bătaie de cap decât cei din conducerea spitalului. E o răspundere pentru cei care își asumă astfel de lucruri și trebuie să fie conștienți că trebuie să-și facă datoria așa cum trebuie acolo. S-a modificat prin hotărârea de Consiliu din iunie 2016, din câte știu, reprezentantul primarului a rămas domnul Ovidiu Bojescu, care este și președinte al Consiliului de Administrație. Sunt 2 reprezentanți din partea Direcției de Sănătate Publică și 2 reprezentanți ai Consiliului Local. Și cred că e vorba de doamna Havrici și de domnul Pascariu. Conform planificării publicată pe site-ul instituției, orele de desfășurare ale examenelor sunt 27 februarie 2017 la ora 10, directorul medical, ora 11, cel financiar și ora 12, directorul de îngrijiri medicale. Comisiile de examen sunt formate din reprezentanții Colegiului Medicilor în cazul directorului medical, de reprezentanții Consiliului Local în cazul directorului financiar și de reprezentanții Ordinului Asistenților în cazul directorului de îngrijiri medicale. În rest, din comisie fac parte reprezentanții Consiliului Local în fiecare dintre aceste comisii, plus reprezentanți specifici fiecărui post în parte. Noutăți în ceea ce privește înscrierile la acest concurs apar doar la directorul de îngrijiri, care nu mai poate fi ocupat decât de un asistent medical cu studii de scurtă durată, respectiv al unei facultăți de asistență medicală generală cu durata de 4 ani, care funcționează pe lângă toate facultățile de medicină din întreaga țară. Actualul director de îngrijiri medicale, Elena Chirilă, nu are aceste studii. La nivelul Spitalului Municipal Roman, conform unor surse din interiorul Ordinului Asistenților Medicale, există aproximativ 10 absolvenți ai acestei forme de învățământ superior medical de scurtă durată.